în București a răsărit luna. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Daniel. Eu sunt Claudiu. El e Claudiu. Astăzi ne aflăm la cel mai mare patinoar din București, în parcul Cismigiu, pe patinoarul cu același nume. Am venit să încercăm gheața, să vedem cum e. O să vă las programul patinoarului undeva aici. Prețul de intrare este de 40 de lei. Pentru închiria patinele plătiți doar 10 lei. Dacă aveți patinele voastre, deci veți plăti doar intrarea. Și să nu le lungim cu vorba, hai să dăm drumul la patinat. Bagă băiatul! Bine, mă! Un act artistic din partea mea. O cădere când? Astăzi nu. Nu mi-am propus asta. Mulțumesc, astăzi nu. Voi vă recomand să veniți. Chiar e bună gheața. Și într-o zi de vine, ca asta e foarte liber. Ceea ce mă surprinde, dar e bine că nu e aglomerat și nu mă lovesc de copii sau de... eu știu cine. E bine. Hai pe gheață! Vreau să vă zic că a început să plouă, dar nu e, hai să fim optimiști. Ninge lichid. Băi, ce ciudat e, băi. Nu, e frumos să jenim soarea asta lichidă, nu? Dacă vi se face foame între timp, găsiți aici o rulotă cu burgeri, cu ceai, cu cafea. Nu știu sigur dacă are și vin fier, dar veniți și vedeți. M-am uitat la prețuri, 15-20 de lei, decent. Deci, foamea... aici se potolește, în spatele meu. Claudiu s-a ascuns de ploaie. S-a băgat la căsuță acolo. Bă, e doar apă, mă! Nu știu ce a zis, a zis ceva de soare. Din nefericire, ploaia a început foarte tare, dar asta e. Faza cea mai tare în toată ploaia asta este că pe jos e foarte multă apă și patinez super, super bine. Adică, cred că n-am alunecat așa niciodată în viața mea. Foarte tare! Veniți pe ploaie! Atât de tare, vai de cap, nu mă așteptam. La vreme nu zicea nimic, că o să plouă. Deci acum nu zice ceva de genul. Începem de acolo. Da. A, e. Îmi imaginez că e zăpadă. Ne aflăm în Parcul Ioanit din capitală, unde a răsărit luna. Luna din spatele meu are un diametru de 7 metri, este făcută de Lucjeram. Fiecare centimetru din această operă corespunde unor 5 km de pe Luna reală, satelitul natural al Pământului. Luna este prima oară în București, dar nu luna de pe cer, luna aceasta este prima oară în București și face parte din festivalul Lights On. Festivalul mai ține până pe data de 18 decembrie, dacă vreți să veniți, se desfășoară în mai multe parcuri, nu doar în Ioanid. Vă recomand, e foarte interesant de văzut. Cum a fost și anul trecut, Planeta Pământ, nu știu cine a văzut-o, Gaia îi spunea, foarte frumoasă.
Păi prieteni, cam atât din acest episod. Mulțumim foarte mult că v-ați uitat la noi. Sper că v-a plăcut aventura să mergeți la patinoar, că e gheața bună, chiar și pe ploaie a fost foarte bine. Chiar am alunecat foarte bine pe gheață. Ca de fiecare dată, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, să fiți la curent cu ce mai postez nou. Și ca de fiecare dată, nu uitați că sezonul explorării e fiecare zi. Pa, pe data viitoare, Crăciun fericit! He he. Pa, fericit!